Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mai țineți minte sucul Chico? Cei dintre dumneavoastră trecuți de 40 de ani, sigur își aduc aminte. Am crescut cu el și l-am dat la o parte însă când a apărut Briefcore. Alții însă au vrut să scoată de pe piață la propriu această marcă și au încercat o vânzare atât de spectaculoasă încât au încălcat legea și au reușit să doboare un record. O vânzare de asemenea amploare în doar 2 zile. Dar să vedem ce a însemnat dosarul Chico și cei 15 ani cât s-a plimbat acest dosar prin instanțele din România. Dosarul Chico este printre cele mai vechi din justiție. Ancheta a fost începută de parchetul general, iar în anul 2002 Sorin Beraro și ceilalți inculpați au fost trimiși în judecată la Tribunalul București. În 2007 instanța a dispus restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare, iar în 2008 dosarul a fost preluat de DNA, care apoi l-a retrimis în instanță în anul 2011. Dosarul Chico a fost o privatizare de succes. S-a dovedit a nu fi până la urmă. Cât de greu a fost dosarul acesta și de la ce a pornit? Dosarul a avut un circuit sinuos, ca să zic așa, practic de la demararea investigațiilor până la pronunțarea unei hotărâri definitive au trecut cam 16 ani, aproape 16 ani, 15 mai, 15 și... Inițial, cauza a fost investigată de procurori din cadrul parchetului în alte curți. A fost sesizată instanța Tribunalul București. În 2002 a fost sesizată instanța. În 2007 instanța a dispus restituirea cauzei pentru refacerea urmăririi penale la procuror. Cauza a fost declinată ulterior la Direcția Națională Anticorupție, urmare apariției legii care dădea în competența direcției urmărirea penală pentru astfel de fapte și noi am sesizat instanța cu rechizitorul în anul 2011. În februarie 2016 s-a pronunțat hotărârea de condamnare definitivă în cauză. Mecanismul e un mecanism specific anilor 90 și ceva în România, de procurarea unor active, unele profitabile la care statul român era acționar, prin subevaluarea patrimoniului, prin diverse alte operațiuni de creditare a societății și ulterior, pe baza debitelor, achiziționarea societății. În cazul ăsta, la SECE Chico S.A. era acționar majoritar fondul proprietății de stat cu un pachet de acțiuni de 70%, SIF Muntenia cu un pachet de acțiuni de 6% și alți acționari minoritari. Între timp, 6 funcționari trimiși în judecată în acest dosar au scăpat de condamnare după ce faptele de care erau acuzați s-au prescris. Este vorba de Alin Emil Giurgiu, director general executiv la Fondul Proprietății de Stat, Corneliu Mândrescu, șef de departament și membru în Comitetul de Direcție al FPS, Octavian Bănică, director Direcția Gestiune Acționariat în cadrul FPS, Nelu Rădulescu, șef serviciu în cadrul aceleiași direcții din FPS, Cornel Nica, vicepreședinte al SEI Muntenia Invest S.A. și director al Departamentului de Valori Mobiliare din cadrul SIF Muntenia, Teodor Horia Mihăescu, director general al SEI Muntenia Invest S.A. Potrivit DNA, în intenția de a cumpăra pachetul de 70% din acțiunile deținute de Fondul Proprietății de Stat la SECE Chico S.A., Sorin Beraro a obținut sprijinul direct al unor funcționari din cadrul FPS, Alin Emil Giurgiu, Corneliu Mândrescu, Octavian Bănică și Nelu Rădulescu. Aceștia au aprobat în mod nelegal la data de 30 martie 1999 cesionarea acțiunilor deținute de FPS la SECE Chico S.A. către Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. Trebuie să vă spun că în perioada anii 91, SECE Chico S.A. era acționar important, deținea 49% din acțiunile unui producător de băuturi răcoritoare de succes în România, firmă internațională. A vândut acel pachet de acțiuni de 49%, cred că în anul 98, dacă nu mă înșel, și cu o sumă de peste 9 milioane de dolari.
49% 9 milioane de dolari înseamnă că firma era evaluată undeva la aproape 20 de milioane. Capitalul social, da. Și s-a hotărât să meargă pe CICO în momentul acela. Nu, bineînțeles că CICO practic producea în esență băuturi răcoritare carbogazoase, necarbogazoase, gheață carbonică. Da, no. Contra CICO era cea cunoscută la modul general, dar de aici era o grămadă de SC CICO S.A. era o societate comercială la care FPS era acționar majoritar cu 70% din acțiuni, cu obiect de activitate în principal în domeniul producerii și comercializării băuturilor răcoritoare și care deținea un patrimoniu imobiliar, terenuri și spații comerciale într-o zonă comercială foarte bună, cum ar fi halele Bucurobor. Procurorii susțin că actul de cesionare era ilegal, deoarece societatea respectivă era propusă pentru privatizare atât pentru luna decembrie 1998, cât și pentru luna mai 1999, iar la momentul încheierii actului de cesionare au fost încălcate mai multe prevederi ale legislației în domeniul privatizărilor. La rândul său, Cornel Nica, vicepreședinte al SEI Muntenia Invest S.A., societate care administra portofoliul SIF Muntenia, a informat la data de 15 martie 1999 Consiliul de Administrație al SIF Muntenia că aceasta din urmă poate achita doar jumătate din prețul real al acțiunilor, motivând în mod eronat că SIF nu dispune de toată suma necesară. De asemenea, el a propus și revânzarea acțiunilor, cu toate că acestea nu intraseră efectiv în portofoliul SIF. La data de 30 martie 1999, Sorin Beraru a cumpărat de la SIF Muntenia pachetul de 76,46% de acțiuni la SC CICO S.A. prin achiziționare atât în nume propriu cât și pe numele a două societăți comerciale controlate de fapt tot de el. Acțiunile au fost cumpărate pe baza unor ordine telefonice la un interval de timp foarte scurt față de momentul cesionării, astfel încât eventualii ofertanți să nu afle de cesiunea derulată cu o zi înainte, ceea ce ar fi determinat creșterea valorilor acțiunilor în eventualitatea unei licitații. După cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni la SC CICO S.A., chiar dacă anterior se hotărâse împărțirea dividendelor în sumă de 44 miliarde de lei către acționari, Sorin Beraru, în adunarea generală a acționarilor din data de 8 aprilie 1999, a hotărât să nu mai repartizeze dividendele pentru anul 1998, sumele în cauză urmând să fie reinvestite în activități comerciale pentru care, la acea dată, SC CICO S.A. nu era autorizată. Astfel, cu ajutorul lui Dumitru Dulămescu, vicepreședintele CE al SC CICO S.A. și Elenei Bujor Vasiliu, Sorin Beraru a reușit să transfere o parte din disponibilul în valută al SC CICO S.A., respectiv suma de 3,65 milioane de dolari, în contul cooperativei de credit Banca Populară Furnica, unde Elena Vasiliu era director general și, în conformitate cu legislația în vigoare, o cooperativă de credit Banca Populară putea să desfășoare activități numai în beneficiul membrilor cooperatori. Transferul s-a realizat în baza unui contract de depozit încheiat la data de 13 mai 1999, urmând ca Elena Vasiliu din acești bani să acorde credite unor societăți comerciale controlate tot de Sorin Beraru. A doua zi de la constituirea depozitului, Comisia Națională de Valori Mobiliare a anulat prin ordonanță actul prin care SIF Muntenia a vândut pachetul de 76,46% de acțiuni, ordonanță care nu și-a produs efectele imediat pentru că a fost contestată. În aceste condiții, după ce au fost acordate credite către firmele controlate de Sorin Beraru, Dumitru Dulămescu și Elena Vasiliu, au înlocuit contractul inițial de depozit cu unul falsificat în care era prevăzută o clauză penalizatoare cu 25% din valoarea depozitului în situația unei retrageri înainte de scadență. În același dosar, Dumitru Dulămescu, fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SC CICO S.A. și Elena Bujor Vasiliu, fost director general al Cooperativei de Credit Banca Populară Furnica, au fost condamnați la câte 4 ani închisoare cu executare pentru spălare de bani. Curtea de apel București a admis apelul DNA și a majorat pedepsele date celor 3 de Tribunalul București în octombrie 2015, instanță care îi condamnase la câte 3 ani de închisoare. Judecătorii au lăsat însă nesoluționată acțiunea civilă formulată de părțile civile SC CICO S.A. și Autoritatea pentru Valorificare Activelor Statului împotriva celor 3 condamnați. În proces, CICO S.A. se constituise parte civilă cu suma de 3.650.000 de dolari, iar Avas cu 3.112.454 de lei.
În procesul de fond care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, Sorin Beraru a fost condamnat la 3 ani cu executare. Ancheta în acest caz vizează fapte din 1999. În 10 iulie 2002, Beraru și mai mulți inculpați au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului general, iar la data de 28 noiembrie 2007, Tribunalul București a dispus restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. Pe 20 august 2008, cauza a fost declinată la Direcția Națională Anticorupție, competentă să efectueze urmărirea penală. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București. DNA arăta atunci că în 2011, în intenția de a cumpăra pachetul de 70% din acțiunile deținute de fondul proprietății de stat la SCCICO S.A., Beraru ar fi obținut sprijinul direct al unor funcționari din cadrul FPS, respectiv al lui Giurgiu Alin Emil, directorul general executiv, Mândrescu Corneliu, director departament buget finanțe și Bănică Octavian, director direcția acționariat și Rădulescu Nelu, șef serviciul din cadrul FPS. În 30 martie 1999, aceștia au aprobat în mod nelegal cesionarea acțiunilor deținute de FPS la SCCICO S.A. către Societatea de Investiții Financiare SIF Muntenia S.A. Societatea CICO este o societate comercială la care FPS era acționar majoritar cu 70% din acțiuni cu obiect de activitate, în principal în domeniul producerii și comercializării băuturilor răcoritoare și care deține un patrimoniu imobiliar, terenuri și spații comerciale într-o zonă comercială foarte bună, cum ar fi halele Bucurobor. De ce ar fi actul de cesionare ilegal potrivit DNA? Actul de cesionare menționat este ilegal deoarece societatea respectivă era propusă pentru privatizare atât pentru luna decembrie 1998 cât și pentru luna mai 1999, iar la momentul încheierii actului de cesionare au fost încălcate mai multe prevederi ale legislației în domeniul privatizărilor. La rândul său, Nica Cornel, în calitate de vicepreședinte SIAI Muntenia Invest S.A., societatea care administra portofoliul SIF Muntenia, la data de 15 martie 1999 a informat Consiliul de Administrație al SIF Muntenia că aceasta din urmă poate achita doar jumătate din prețul real al acțiunilor, motivând în mod eronat că SIF nu dispune de toată suma necesară. De asemenea, în aceeași ședință, Nica a propus și revânzarea acțiunilor, cu toate că acestea nu intraseră efectiv în portofoliul SIF. Pentru a eluda legile care guvernează piața de capital privind cumpărarea de acțiuni pe piața secundară de valori mobiliare RASDAQ, legi care interzic ca un singur cumpărător să achiziționeze mai mult de 33% din acțiunile unui singur emitent, la data de 30 martie 1999, inculpatul Beraru Sorin a cumpărat de la SIF Muntenia pachetul de 76,46% de acțiuni la SCCICO S.A. prin achiziționare atât în nume propriu cât și pe numele a două societăți comerciale, controlate de fapt tot de inculpat. Acțiunile au fost cumpărate pe baza unor ordine telefonice la un interval de timp foarte scurt față de momentul cesionării, astfel încât eventualii ofertanți să nu afle de cesiunea derulată cu o zi înainte, ceea ce ar fi determinat creșterea valorii acțiunilor în eventualitatea unei licitații, explică DNA. După cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni la SCCICO S.A., chiar dacă anterior se hotărâse împărțirea dividendelor în sumă de 44 miliarde lei către acționari, Beraru, în adunarea generală a acționarilor din data de 8 aprilie 1999, ar fi hotărât să nu mai repartizeze dividendele pentru anul 1998, sumele în cauză urmând să fie reinvestite în activități comerciale, pentru care la acea dată CICO nu era autorizată. Trebuie să vă spun că FPS-ul cred că în anii 97-98 încasase dividende de la CICO S.A. în valoare de circa 67 de miliarde lei vechi. A încasat dividende cât n-a obținut pe pachetul de acțiuni vândut ulterior. De ce? Pentru că SCCICO S.A., v-am spus că era o societate profitabilă la nivelul anilor 90 și ceva, deținea foarte active valoroase, spații comerciale, avea în conturi la momentul cedării acțiunilor de la FPS către SIF Muntenia și ulterior vânzarea acestora pe piața RASDAQ, avea în conturi peste 9 milioane dolari. Da, bineînțeles, pachetul de acțiuni a fost cumpărat cu puțin peste 3 milioane de dolari în condițiile în care societatea avea în conturi peste 9 milioane de dolari. Nu mai discutăm de celelalte active de care v-am zis, spații comerciale, terenuri, clădiri. Da, clădiri. E clar că au beneficiat de sprijinul unor funcționari din cadrul Fondului Proprietății de Stat și SIF
Muntenia, ISA, de altfel acei funcționari și au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă calificată, contra intereselor publice în formă calificată, însă, din păcate, a intervenit prescripția răspunderii penale pentru faptele acelor funcționari, dat fiind și intrarea în vigoare a noului cod penal la 1 februarie 2014, când au fost redus semnificativ pedeapsa pentru infracțiunile contra patrimoniului. De altfel, urmare a reducerii pedepselor și pentru infracțiunea de înșelăciune pentru care au fost trimiși în judecată Sorin Beraru și ceilalți, a intervenit prescripția răspunderii penale pentru că pedeapsa a fost limitele pedepsei au fost diminuate dramatic, să zic. Maximul era de 5, este pe noua încadrare de 5 ani închisoare. Cred că aici legiuitorul ar trebui să intervină cumva pentru că sunt fraude mari în care statul poate fi parte vătămată și pentru care poate interveni rapid prescripția răspunderii penale, dat fiind limitele pedepsei extrem de reduse. Au fost atâția ani, a fost tărăgânat cumva dosarul acesta. El a ajuns la DNA în 2008, dar în 2011 a trimis în judecată sentință. În 2015, prima sentință, în octombrie, cred că octombrie 2015 și 1 februarie 2016, hotărârea definitivă. La definitivă, sentința a fost mai mare decât în decât cea anterioară. No. Maximum, dar, cum am spus, 5 ani. Nu, maximul nu era, discutam de infracțiunea de înșelăciune, pe infracțiunea de spălare a banilor, maximum era de 10 ani în închisoare și pe vechea lege, nu? De ce credeți că s-a tărăgânat atât dosarul acesta? E cumva și acesta un alt mecanism, cumva, persoana care ajunge în instanță pe un dosar ca acesta? Au mai fost cazuri, chiar cu dosare instrumentate de DNA, să se tărăgâneze, să schimbe statutul persoana respectivă de la un termen la altul, pentru că ulterior să beneficieze cumva de prescripția aceasta? E clar că în această cauză a intervenit tergiversarea soluționării de foarte multe ori. Bine, cauza a fost și pe la Curtea Constituțională, știți că a fost perioada aia până în anul 2011, când se ridicau excepții de neconstituționalitate, cauza mergea la Curtea Constituțională, era suspendată judecata pe toată perioada asta, a intervenit în alta curte la un moment dat și a zis că perioada cât cauza este suspendată, urmare formulării unei astfel de excepții, nu intră în calculul termenului de prescripție. Cauzele, în mod general, au un ciclu procesual. 3-4 ani este un termen decent pentru soluționarea unei cauze penale, cauze complexe de fraudă financiară. Aici, de la prima sesizare a instanței, discutăm în anul 2002, cauza este restituită în 2007 pentru refacerea urmăririi penale. Existau fel de tertipuri ale inculpaților de a tergiversa soluționarea unei cauze, de a împinge spre termenul de prescripție. Cred că s-a exagerat foarte mult în perioada până la apariția noului cod penal și codul de procedură penală cu regimul nulităților. Era, se extinsese, cred că nepermis de mult acest regim al nulităților. De altfel, să ajungi ca după 5 ani să restitui o cauză e un pic cam exagerat. De altfel, ăsta e unul din beneficiile actualei proceduri penale, procedura de cameră preliminară, că nu te mai poți trezi cu restituirea unei cauze după 5 ani de judecată, cum a fost situația în speța de față. Dacă cauza trece de camera preliminară, care are oricum o durată rezonabilă în timp, nu mai poate fi restituită cauza.
Sorin Beraru, principalul inculpat, deținea 49% dintr-o companie extrem de mare de băuturi carbogazoase și vorbim despre una dintre companiile de talie mondială. Revenim însă cu informații imediat după publicitate. Care credeți că sunt șansele? Ulterior, după sentința aceasta de 5 ani de închisoare, au rămas două părți cumva să își recupereze prejudiciul, deci nu pot face decât pe partea civilă, latură civilă, cele două... Instanța a lăsat nesoluționată acțiunea civilă. Acțiunea civilă, practic, era alăturată celor două infracțiuni de pagubă reținute în prezenta cauză, infracțiuni de abuz în serviciu reținute în sarcina funcționarului și infracțiunea de a înșelăciune săvârșită reținută în sarcina inculpaților Beraru Sorin Dulămescu, Vasiliu Bujor Elena, pentru că a intervenit prescripția răspunderii penale pe aceste infracțiuni, instanța a lăsat nesoluționată acțiunea civilă, iar părțile vătămate, părțile civile din cauza penală se pot îndrepta cu acțiune civilă la instanță pentru acoperirea prejudiciului. De altfel, vreau să vă precizez că încă din cursul urmăririi penale, CNVM-ul a anulat tranzacția privind vânzarea pachetului de acțiuni de la SIF Muntenia către omul de afaceri Sorin Beraru și cele două societăți controlate de acesta. Care ar fi șansa acestor părți, dacă s-ar îndrepta către instanță, să și câștige? Șansele sunt foarte mari, pentru că instanța a constatat vinovăția inculpaților, a dispus condamnarea acestora. Deci, motive pentru respingerea unei acțiuni civile ar fi... nu prea ar exista, practic. A fost acesta un procedeu, ca să zicem așa, al anilor 90? Era un procedeu al anilor 90 de, știu, fraudare a societăților comerciale, de devalizare a societăților comerciale la care statul era acționar. Țin să vă reamintesc că în perioada acelor ani au fost, cred că, vreo 10 falimente răsunătoare ale băncilor, vorbind de Credit Bank, Banca Internațională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Albina, Banca Dancia Felix. În acest trend se circumscrie și devalizarea societăților la care statul român era acționar. Dar a fost și momentul în care a apărut FMI-ul. Este și momentul, de altfel, e în același trend, pentru că FNI-ul desfășura o activitate oarecum asemănătoare cu a unei unități bancare. FNI-ul, cumva, în momentul ăla, pe căderea băncilor, s-a ridicat și a crescut și, ulterior, a căzut asemenea băncilor. Nici n-avea cum să supraviețuiască ca, având în vedere schema de ajutorare sau de circuitul de restituire a unor sume pe așa zisa schemă Ponzi, cum era, este denumită de specialiști. Da? Astfel, cu ajutorul lui Dulămescu, vicepreședintele Consiliului de Administrație al SC CICO S.A. și Vasiliu Beraru reușit să transfere o parte din disponibilul în valută al CICO, respectiv suma de 3,65 milioane de dolari, în conturile cooperativei de credit Banca Populară Furnica, unde Vasiliu Bujor Elena era director general, deși în conformitate cu legislația în vigoare, o cooperativă de credit Banca Populară putea să desfășoare activități numai în beneficiul membrilor cooperatori. Transferul s-ar fi realizat în baza unui contract de depozit încheiat la data de 13 mai 1999, urmând ca Vasiliu din acești bani să acorde credite unor societăți comerciale controlate tot de Beraru. A doua zi de la constituirea depozitului, Comisia Națională de Valori Mobiliare a anulat prin ordonanță actul prin care SIF Muntenia a vândut pachetul de 76,46% de acțiuni, ordonanță care nu și-a produs efectele imediat pentru că a fost contestată. În aceste condiții, după ce au fost acordate credite către firmele controlate de Beraru,
Dumitru Dulămescu și Vasiliu au înlocuit contractul inițial de depozit cu unul falsificat în care ar fi fost prevăzută o clauză penalizatoare cu 25% din valoarea depozitului în situația unei retrageri înainte de scadență. În acest context, Mihăiescu Horia Tudor și-a depășit atribuțiile de director general al SEI Muntenia Invest S.A., firmă ce administrează portofoliul SIF Muntenia, a dispus blocarea conturilor CICO și desființarea depozitului înainte de termen, astfel că Banca Populară Furnica a încasat suma de aproximativ 900.000 de dolari, reprezentând valoarea clauzei penalizatoare. Reprezentanții CICO s-au constituit în dosar parte civilă cu suma de 3,650 milioane de dolari, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a constituit parte civilă cu suma de 31 de miliarde 124 de milioane 542 lei, reprezentând contravaloarea dividendelor neachitate. Un tun specific anilor 90. Așa a fost considerată și această afacere încheiată cu dosar penal. Am văzut cum a fost posibil un tun și mai trebuie spus că prejudiciul creat celor două societăți nu a fost recuperat încă. Acestea două ar trebui să se constituie acum parte civilă. Altfel, rămân cu banii luați. Schimbăm însă acum registrul și vorbim despre oamenii în sutane care au ajuns la Direcția Națională Anticorupție. De foarte mulți ani se tot vehiculează ideea că biserica este stat în stat, fără impozite, cu foarte multe terenuri primite și în plus cu bani primiți de la guvern, de obicei în fiecare an electoral. Dar nu vorbim despre acest lucru, ci despre acuzațiile oficiale ce le sunt aduse în aceste zile celor din biserică, mai exact în al preasfinția sa, Teodosie. Și mă gândesc că da, să faci ce zice popa, nu ce face el, căci altfel transformi smerenia în infracțiune, cum am aflat că s-a întâmplat de fapt. Noi acuzații la adresa înalt preasfințitului Teodosie făcute de un preot. A zis să vin smerit, smerenie înseamnă șpagă. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a ajuns la poliție joi pentru prima dată de când a intrat sub control judiciar. A preferat să intre pe poarta din spate a inspectoratului de poliție ajutat de un agent. Prelatul este obligat ca în fiecare joi, cât se va menține această măsură, să se prezinte la inspectoratul de poliție Constanța. Un fost preot lansează noi acuzații asupra arhiepiscopului. Cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile, arhiepiscopul Tomisului trebuie să se prezinte în fiecare săptămână la poliție. Împreună cu anchetatorii a stabilit ziua de joi. În prima zi de joi a intrat pe poarta din spate a inspectoratului de poliție Constanța, dar agentul care a permis acest lucru va fi cercetat disciplinar. După ce Teodosie a îndeplinit formalitățile legale, a ieșit prin față, dar a refuzat să facă orice fel de declarație. La poliție au ajuns toți cei implicați în dosar, unii dintre ei fiind sub control judiciar. Un preot caterisit spune că are hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care ar trebui să fie repus în funcție. Acesta susține că pentru a obține o parohie în județul Constanța, preoții ar trebui să plătească între 5.000 și 15.000 de euro. Arhiepiscopul Tomisului a ajuns la sediul poliției puțin după ora 15.30. Înaintea lui au fost aduse în fața anchetatorilor și alte persoane implicate în dosarul în care prelatul este bănuit de DNA că a obținut ilegal subvenții de 300.000 de euro pentru ferma din Nazarcea. Printre cei audiați s-a aflat și președintele comunității române din Constanța, Stere Beca. Pentru o scurtă perioadă el a lucrat la ferma respectivă. Să-l trăznească Dumnezeu, îi transmite Stere Beca arhiepiscopului Nicolae Marghiol, fost director fermă Nazarcea. Sunt mai mult decât adevărate toate acuzațiile, toți banii pe care i-a luat de la fermă sunt nemunciți. Sunt 12-13 miliarde, poate mai mult, au fost încasate fără să aibă drept. Stere Beca inculpat în dosar. Acolo la arhiepiscopie se mănâncă banii statului de pomană, acolo e un cuib de trântori. Să-l trăznească Dumnezeu cel de sus. Ce s-a întâmplat cu banii ăia? I-a furat prea înaltul și cu clica lui de acolo. Au luat banii pe subvenții de la Apia, 100-120 de euro pe hectar și nu au investit în nicio plantă acolo. Lua să nu-i frică, ăsta e o satană, ăsta e mereu ca toți răi din județul Constanța. Și eu vă spun și n-ascund nimica în fața dumneavoastră, omul ăsta a merit să fie condamnat, să-și facă pedeapsă pentru faptele lui de corupție, a lui și pe câte lumea nenorocind din județul Constanța. Fostul director al fermei de la Nazarcea își susține acuzațiile pe care le-a lansat acum câteva zile la adresa arhiepiscopiei. Nicolae Marghiol, fost director, nu au muncit viile și au luat banii de la stat. Știu de niște sume care au fost încasate fără să aibă drept să le ia. Dacă APIA controla activitatea în teren, nu se ajungea să ia banii ăștia de la stat fără să muncească banii ăștia. Aflat în război cu arhiepiscopia de ani de zile, un preot caterisit lansează alte acuzații. De altfel, același preot în 2013 a sesizat Ministerul Agriculturii cu situația de la Nazarcea.
Gabriel Masca spre o scaterisit. În 2001, când m-a chemat la el, mi-a zis: ori îți pui demisia, ori te caterisesc, că tu trebuie să vii aici smerit. Vă traduc acest cuvânt smerit: smerenie în biserică înseamnă șpagă, înseamnă bani. Un post de preot depinde de gradul parohiei. De exemplu, dacă este o parohie de 50 de familii, cel puțin 5.000 de euro, 10-15.000 la parohia de oraș. Acuzațiile sunt negate de reprezentanții Arhiepiscopiei. Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Tomisului, e un folclor care a pornit de la Revoluție, povestea asta cu parohiile care se vând și se cumpără în România. Cei ce vorbesc așa e bine să prezinte niște dovezi. Unii dintre cei ce complotează astfel de vești sunt preoți care au fost ei înșiși certați cu disciplina bisericească. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Este acuzat că ar fi luat mită de la un preot, dar și că ar fi obținut cu documente false subvenții de peste 300.000 de euro pentru ferma din Nazarcea. La o zi după ce înalt preasfințitul Teodosie a fost acuzat de mită și obținere ilegală de fonduri europene, apoi pus sub control judiciar de către DNA, Consiliul de Administrație al Universității Ovidius din Constanța a decis demiterea conducerii Facultății de Teologie. Motivul? Organizarea examenului de admitere din acest an. Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Constanța funcționează sub patronajul înalt preasfinției sale Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Cercetat pentru mită de DNA, dar și pentru atragerea de fonduri europene cu documente false, înalt preasfințitul Teodosie este cel care binecuvânta toți profesorii de acolo și tot el avea și autoritatea bisericească asupra acestei facultăți, potrivit legii cultelor. Decanul facultății era Bogdan Moise, preot în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului și apropiat al lui Teodosie. Acesta obișnuia chiar să țină slujbe de mulțumire ierarhului. Consiliul de Administrație al Universității Ovidius a decis demiterea conducerii Facultății de Teologie din cauza unei suspiciuni de natură penală în legătură cu examenul de admitere din acest an. Fosta conducere a Facultății de Teologie va intra și în vizorul Comisiei de Etică. Nu este însă prima dată când Arhiepiscopul Tomisului are probleme și este invitat la DNA. Arhiepiscopul Tomisului a mai dat vara aceasta declarații în fața procurorilor anticorupție. Înalt preasfinția sa Teodosie a fost audiat ca martor în dosarul cărților scrise în închisoare de Gigi Becali. Prelatul este cel care ar fi girat cartea Muntele Athos, Patria Ortodoxiei, lucrare pentru care finanțătorul Stele a primit 30 de zile de libertate. Teodosie spune că el doar a binecuvântat cartea fără să avizeze conținutul. Este al doilea om al bisericii audiat în cazul Becalei după ce luni a trecut pe la DNA și mitropolitul Laurențiu Streza. Arhiepiscopul Tomisului a încercat să intre în curtea Direcției Naționale Anticorupție cu mașina ca să evite jurnaliștii, însă bariera a rămas lăsată, așa că a înfruntat presa, însă nu a scos un cuvânt. A răspuns însă întrebărilor procurorilor despre cartea lui Gigi Becali, Muntele Athos, Patria Ortodoxiei, cea pentru care finanțatorul Stele a câștigat 30 de zile de libertate. Avocatul înalt preasfinției sale a declarat că Teodosie ar fi binecuvântat titlul cărții și cam atât. Avocatul înalt preasfințitului Teodosie, preanaltul, nu a făcut nicio recenzie a cărții, doar a binecuvântat titlul, tot atât de bine cum se binecuvântează temelia unei case. Autorul cărții, Gigi Becali, a confirmat spusele prelatului. Contribuția preasfințitului a fost zero, nu a dat sfaturi, îndrumări, mi-a făcut doar o recomandare, că dacă ar scrie Becali așa o carte despre Muntele Athos, ar fi bine pentru populație. Luni și mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, a fost audiat ca martor în același dosar și el a declarat că a binecuvântat lucrarea științifică a lui Gigi Becali, însă nicio vorbă să o fi coordonat. Direcția Națională Anticorupție anchetează modul în care finanțatorul Stele a scris atunci când se afla după gratii 5 lucrări care au adus în total 150 de zile de libertate. Seria de cercetători științifici care au produs cărți după gratii numără sute de exemple și a dus chiar la modificarea legii privind felul în care un deținut poate primi o reducere a pedepsei. Și nu este tot, căci prin 2009, 26 de preoți din București și Constanța au depus contestații la Direcția Națională Anticorupție la adresa Arhiepiscopului Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. Înalt preasfinția sa Teodosie este cercetat penal pentru luare de mită și complicitate la fals intelectual, iar dosarul său a fost declinat parchetului Înaltei Curs de Casație și Justiție, după ce Arhiepiscopia Tomisului a confirmat săptămâna trecută că ierarhul face parte din înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române. Inițial, parchetul Tribunalului Constanța se autosesizase în urma unei ample anchete publicate la acel moment de România Liberă și astfel a ajuns Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, să fie primul înalt ierarh ortodox cercetat penal de după anul 1990. Sfătuit de avocați, Arhiepiscopul Tomisului refuza să facă declarații. Ieri a spus întreagăt că nu comentează filmul prezentat de România Liberă, pe care nici nu l-ar fi văzut. Despre cei care au făcut plângere la DNA a spus doar Dumnezeu să ierte.
Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, Eugen Tănăsescu, avea însă pregătite dosarele preoților care făcuseră plângeri la DNA. Este posibil să dorească răzbunare pentru că dânșii au avut sau au probleme disciplinare în Arhiepiscopie. De aceea există organe ale statului abilitate să cerceteze dacă plângerile sunt reale sau nu. Probabil că asta va face și DNA. De asemenea, orice om are dreptul să-i placă sau nu de preasfințitul Teodosie, a spus purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei jurnaliștilor de la evenimentul zilei. Chemați-o pe Maica Domnului. Cum comentați acuzațiile care vi se aduc? Ce acuzate? Ați luat mită? De unde a luat? Ați deturnat fonduri europene? Filmează aici, hai! Ce vrei să fie? Doamna, luați mâna de pe mine, luați mâna de pe mine. Dumneata e mâna de pe mine. Filmează icoana, mai ce au. Dar ce filmează? Ați-a dat de pe mine. Luați mâna după mine. De ce dai în mine? Cum îndrăzne să dai în mine? Lăsați-mi pace, nu mai fie rămâne. Ce vrei să filmezi? Vă lăsați să vă lăsați. Ce filmezi? Bă, dar până acum cine ați apărut aici, mă? Cine ați apărut până acum, mă? Ce? De ce n-ați apărut până acum, mă? De ce n-ați apărut? Da, în fiecare duminică n-ați apărut până acum. Că n-avem voie să vedem să ne rugăm? De ce nu? Închide camera, hai, că n-au voie să ne Tănăsescu susține că de fapt aceste acțiuni în justiție sunt o coaliție a răului și înalt preasfințitul Teodosie este doar un cap de pod într-o campanie care va răscoli presa în continuare, este doar începutul. Față de presupusele acuze de corupție, de luare de mită, el spune, este o greșeală să socotești donația către biserică drept șpagă, șpaga presupune o condiționare și, în fond, biserica într-un fel este autonomă. Pentru cei care au făcut plângere la DNA se află ctitorul unei biserici din Eforie Nord, Florentin Leica, care a investit peste 500.000 de dolari în 2001 în construirea lăcașului de cult. A pus o singură condiție ca preotul paroh Vasile Guriță, care a pus umărul la construirea bisericii de la temerie, să slujească acolo. În luna decembrie 2008 însă, însoțit de trupele Dias și agenți de pază, înalt preasfințitul Teodosie a descins la Eforie și l-a înlocuit pe preotul paroh. Când scandalul a ajuns în presă, l-a caterisit. Nu mai putem da înapoi, ne jertfim pe altarul corupției, lumea trebuie să știe ce face prea înaltul, spune preotul Guriță. Tot el susține că a fost de două ori la înalt preasfințitul Teodosie împreună cu Florentin Leica. Voiau să-l convingă să-i lase să instaleze bănci în biserică. Ctitorul i-a dat câte 500 de dolari și prea înaltul i-a luat, ba chiar și-a mângâiat barba cu ei înainte de a-i băga în buzunar, mai spune el potrivit evenimentul zilei. I-a adus pe toți la sminteală, a dat preoții afară din biserici, a făcut împrumuturi bancare în numele său de Mirean, Macedon, Petrescu și altele ca Teodosie Snagoveanul, i-a pus pe preoți să semneze în alb, a girat până și cu Palatul Arhiepiscopal și Casa Parohială. Toate documentele sunt depuse la DNA. Eu înțeleg ca un ierarh să slujească pe Domnul Iisus, nu să facă afaceri, spune Florentin Leica. Toți banii s-ar fi dus la construirea mănăstirii Arinii Dornei din Suceava, care aparține Arhiepiscopiei Tomusului. Ionela Mustață, fost jurist la Arhiepiscopia Tomisului, susține că împotriva lui înalt preasfințitul Teodosie sunt depuse 26 de contestații din partea unor preoți din București și din Constanța. Decizia preafericitului Daniel va fi grabnică și dreaptă, s-au adunat prea multe, spune femeia. Ionela Mustață este soția fostului preot paroc de la Băneasa, Marius Mustață, caterisit pentru că a cerut bani pentru plata muncitorilor care au ridicat mănăstirea Arinii Dornei și cele câteva hoteluri de lux din incintă. Familia Mustață a depus plângere la DNA împotriva înalt preasfințitului Teodosie pentru abuz în serviciu și acte de corupție încă din anul 2007. Să facem un rezumat. Primele plângeri au fost în 2007. Au fost audieri, anchete, s-a declinat competența, a urmat audieri în alt dosar acum câteva luni. Acum o smerenie de câteva sute de euro și întreaga conducere de la Facultatea de Teologie din Constanța a fost trimisă să îl găsească pe Dumnezeu cel adevărat, nu pe cel de pe bancnotele americanilor. Lăsăm însă biserica cu cele sfinte și nu numai deoparte și imediat după publicitate vorbim despre persoane care îl caut acum pe Dumnezeu, după ce au ajuns adevărat la DNA înainte.
aflat că mai are un dosar penal, iar colegii parlamentari au votat pentru urmărirea penală a ei. Vorbim acum despre Elena Udrea și nu numai, la rubrica Audiații Săptămânii. Ce faceți la ora asta aici? Am, așteptați. Pentru mine stați aici. Nu știu, vă spun când ies. Chiar dacă a venit cu bună dispoziție în fața procurorilor, Elena Udrea nu a primit vești pe placul ei. Procurorii anticorupție au extins acuzațiile pentru aceasta după votul dat marți de parlamentari. Udrea este acuzată și de instigare la luare de mită pe lângă spălare de bani, în dosarul în care este anchetată și fiica cea mare a lui Traian Băsescu. De ce v-au chemat procurorii? Să extind urmărirea penală după votul din Parlament. Păi m-am dumirit de data trecută, nu trebuia mult să mă dumiresc, dar este cu atât mai mult evident că este un dosar de campanie, cu cât este clar că se dorește trimiterea urgentarea trimiterii în judecată fix în campania electorală. Deci avem un agent electoral foarte eficient care se implică în campania electorală făcând dosare partidelor care nu ar trebui să intre în Parlament sau parlamentarilor, candidaților care nu ar trebui să intre în Parlament. Deputatul spune că în acest dosar ținta este fostul șef al statului și că ea este undeva pe plan secund. Mai mult, Elena Udrea lansează declarații fix din ușa DNA, cum că dosarul este făcut în campanie electorală și sunt vizați toți parlamentarii și partidele politice care nu trebuie să facă parte din noul legislativ. Fostul ministru de interne a fost chemat astăzi la sediul DNA. A fost pus sub urmărire penală pentru ucidere din culpă în dosarul polițistului Bogdan Gigina. Este această cruce pe care o să duc toată viața, o tragedie, cer iertare familiei. Știu ce înseamnă să ai un deces în familie, am trecut prin așa ceva. Repet, este o mare tragedie pe care nu și-a dorit nimeni. Nu veneam de la restaurant, nu veneam de la cărciumă, veneam din timpul serviciului. Fostului ministru i s-au reproșat mai multe lucruri referitoare la ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit tânărul polițist. În urma cercetărilor, nu spun eu, și viteza mea și viteza mașinii care ne însoțea de poliție era sub 60 de kilometri pe oră. Mama lui Bogdan spunea că i-ați ordonat șoferului să-și continue drumul. Ascultați-mă! S-a oprit mașina, iar polițistul după mașina pe care ne însoțea, care era și nașul lui Gigina, ne-a făcut semn să plecăm. Potrivit procurorilor DNA, Gabriel Oprea ar fi solicitat să beneficieze de însoțire cu echipajă de poliție rutieră în permanență, încălcând astfel legislația. Anul trecut, pe 20 octombrie, agentul de poliție Bogdan Gigina, care conducea o motocicletă, în timp ce îl însoțea pe Gabriel Oprea spre casa fostului ministru, a avut un accident în urma căruia a decedat. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din seara aceasta, însă data viitoare sper să-i avem invitații în platou pe Dacian Cioloș. Avem un scaun aici pentru el, pe Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, și pe Raed Arafat, să vorbim despre ce a fost la colectiv și ce anume s-a schimbat în anul ce s-a scurs de la tragedie. Am învățat ceva noi ca societate, instituțiile statului direct răspunzătoare, pentru că, în mod cert, în viețile multora s-a schimbat ceva. Părinți au rămas fără copii, iar supraviețuitorii au rămas cu traume și o viață dată peste cap, cu vise ce nu le mai pot fi îndeplinite vreodată. În demersul nostru am vorbit cu reprezentanții ai celor trei. Am trimis mail-uri, am dat telefoane. Acum așteptăm confirmarea. Sunt Marius Aizu și ne vedem luni seara la 21:30.